Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vreau să vă prezint ceva, n-am arătat niciodată, poate pe cineva ajută. Aici am o ramă pe care am început să o descăpăcesc, se vede, o miere foarte faină, căpăcită. Și eu extrag cantități mici de miere, probabil câteva 10 sau 100 de kilograme. Și metoda mea de a face acest lucru este destul de simplă, cu o furculiță de inox, o centrifugă de inox și descăpăcesc liniștit această căpăceară. Și aici am două găleți. De ce am două găleți, una peste cealaltă? Prima găleată în care bag căpăceara este găurită, are găuri multe pe fund, destul de groase, de, nu știu, 5-6 mm o gaură. Și în găleata de jos se scurge mierea, deci este un sistem foarte simplu pentru a separa căpăceala de miere. Nu trebuie să achiziționați. Dacă ești începător acolo cu câțiva stuc, te gândești la site, la tot felul de metode sau să cumperi recipiente scumpe pentru a face acest lucru. Eu pur și simplu am dat găuri la o găleată și bag căpăceala în prima găleată, iar în cea de jos va curge mierea. Aici începe să descăpăcești, dacă am estimat bine, vreo 50 de rame. Oricum, capacitatea mea de a scoate miere nici nu necesită mai multe rame. Undeva la 10-12 rame am calculat eu pe zi. Un lucru important, ce am văzut eu la profesioniști și nu prea îmi place mie, am lucrat în industria alimentară. Ce nu-mi place mie? Să iei, să lingi furculița asta, să bagi degetele prin miere, să te măzgălești până în cap cu mierea. Este un lucru de respect față de alimentul care îl lucrezi cu el. Chiar dacă îl faci pentru tine, eu prefer să fie cât mai curat, adică să nu am contact cu mâinile, ci doar cu uneltele cu care lucrez, pe cât posibil. Adică, și un alt lucru, un lighean cu apă lângă tine, te mai măzgălești, mai atingi mierea, te speli frumos și continui lucru mai departe. După care, bagi în centrifugă, o centrifugă pe 3 rame manuală, de inox. Și dacă ai stuchi puțin, te descurci și cu aceste improvizații. Această tavă este una în care gătim, deci facem checuri. E o tavă mai veche, dar e curată, chiar dacă are aspectul acela negricios. Dar totul e curat și bine și gustos. Deci, cei care postează, își bagă degetele prin miere, nu e respect față de cei care. Și dacă îi dai gratis unui om ceva, nu trebuie să-ți bați joc de acel aliment, băgându-ți tu degetele prin mâncare, chiar dacă tu probabil te-ai spălat sau nu te-ai spălat. Cea care cumpără n-are de unde să știe că tu te-ai spălat sau nu te-ai spălat. Sunt lucruri pe care le folosești în industria alimentară. Acolo sunt regulile stricte, nu te joci cu alimentele, poți îmbolnăvi mulți oameni. Bun, cam asta vreau eu să vă prezint. Deci, găleata aceasta funcționează foarte bine.
câțiva ani de rândul și eu mă chinuiam cu căpăceala și băgam într-o găleată să adunam mierea, dăi, nu știa ce să-i faci. Probabil și acum am văzut că mulți și profesioniști din ăștia bagă apă, bagă apă peste căpăceală, fiindcă nu și-au achiziționat acea unealtă, nu e unealtă, e un castron ceva, e cât masa asta a mea aici, și bagă căpăceala acolo, are fundul, pe fund aresită și curge mierea. Dar tu ca începător nu îți permiți să dai acolo 5.000 de lei sau cât o costă acele instrumente. Sunt și mai ieftine, dar sistemul meu cu două găleți pentru mine e suficient. Bun, iată așa arată după ce e descăpăcit. Băgăm frumos în centrifugă, învârtim de centrifugă și iese mierea. Bun. Aici este centrifuga pe bază de inox. Învârtim și iată, iese mierea frumos. Să se învârtă un pic. Prima dată dai încetişor așa, nu-i problema. Dacă simți tu că e mai greu, mai lași un pic. Nu ne grăbește nimeni la cantitățile mici de miere. După ce scoatem mierea din centrifugă, ea arată așa. O lăsăm câteva zile descoperită. Toată această zonă se va curăța, se va filtra și cam asta este. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!